Salut, oameni dragi! Începe azi nou vlog pentru că ghiciți ce? Plecăm la mare! Yay! Sunt super, super entuziasmată, de-abia aștept să văd cum o să fie. Văd că vremea momentan arată decât bine. Este ceasul 6:21. O să mergem în Neptun și plecăm de azi de pe 3 și ne ducem pe 7. Sunt super fericită. Aseară am primit un mega colet pe care probabil l-ați văzut pe Instagram dacă mă urmăriți. O să vă arăt așa foarte, foarte repede. Și am avut așa, nu știu, am avut emoții din cauza lui. Îmi dau seama că în mod normal m-aș fi băgat prin toate produsele astea. Bine, le-am arătat pe Instagram, dar le-aș fi luat, le-aș fi scos pe toate pentru că sunt o grămadă și vă zic de pe acum că multe dintre ele vor ajunge și la următorii mei fideli, atât de pe YouTube, Instagram, o să vedem noi cum o să facem, pentru că este o cutie imensă. Gata, ne-am îmbarcat spre mare, am lăsat cutioiul ăla acasă și chiar nu ce mama, ea chiar nu ține nimic din tot ce e acolo la tine și zic nu că trebuie să ne fac poze, să mă uit, să mă decid și n-am luat nimic. Ne-am dat cu un ceva whipped something de la NYX și acum ne pregătim să plecăm. Vă iau cu mine, nu știu cât o să filmez. Și mergem să ne schimbăm și direct pe plajă. Yay! Gata, m-am schimbat și plecăm. În caz că nu v-am zis, stăm la Hostel Atlantic. Aici ne cazăm de obicei. Și gata, plecăm spre... Și acum am venit, e, nu știu ce ar fi, e 12:30, am venit să mâncăm la Spring, eu mi-am luat niște chiftele cu pireu și după aia mergem să ne preluăm camera pentru că nu am preluat-o inițial, deoarece am venit prea devreme și check-in-ul se face pe la 1 sau ceva de genul ăsta și acum aștept să vină mâncarea și să mergem să ne facem cazarea, să ne aranjăm în camera, am văzut cum arată camera. Bine, noi aici venim de obicei, adică venim mereu aici pentru că este și destul de aproape de, de plajă, cât de cât aproape, plus că ne-am obișnuit, nu vrem cine știe ce condiții. Vrem un pat, o baie și nu vreau să fie ceva super fancy cu piscina sau așa, nu suntem noi genul. Și o să mă arăt cum arată în cameră când ajung. Am stat un pic la plajă, cred că m-am și roșit un pic, dar nu contează mult. Sunt super bucur că suntem la mare și da, vreau să profit de zilele astea frumoase. Haideți că vă las și vreau mai încolo. S-a schimbat meniul. Și am ajuns la cazare și așa arată. Este mică, după cum vă spuneam, nu foarte fancy, aici avem un pat, asta o să fie patul meu. Un alt pat aici. Aici avem un frigider cu televizor. Aici o măsuță. Și aici avem și un mic balconaș. Și să vă arăt și baia. Asta e baia, ceva simplu, dar... Și
ne apucăm să despachetăm, facem un duș și somn. Am plecat pentru a doua tură de plajă. Am dormit un pic, afară bate vântul și nu mai bine, că n-aș fi vrut să fie foarte, foarte cald, să transpir, să mor de cald, că nu-mi place căldura, să mi-a de căldură. Și acum plecăm spre plajă. Ah, ce bine bate vântul, așa mai afară. Suntem în ziua 2 de vlog. Ieri nu am mai făcut încheierea pentru că pur și simplu am uitat. Am băgat camera la încărcat și am uitat să mai fac încheierea. Acum mi-am luat bluza să la trening pe mine pentru că am ieșit și am mâncat afară pe balcon. Și după urmează să ne pregătim și noi, să plecăm încet încet spre plajă. Aseară am mâncat în cameră, am mâncat niște hamsi, au fost delicioase, a plouat, după cum ați văzut, dar am stat suficient pe plajă, adică chiar ne-a ajuns și mergem și azi, vă iau și azi. Nu prea pot să vorbesc de pe plajă pentru că e muzică și nu vreau să-mi iau copyright de la YouTube, dar o să mai vedeți așa secvențe cu ce mai fac. Am plecat! Se pare că nici aici nu scap de dat cu vor mașina și de chestii, reparații. Am o predispoziție pentru ele. E soare, dar adie vântul așa. Și mergem spre plajă. Am ieșit mai repede ca să pot să mă vorbesc cu voi. Aici este locul unde stăm și acolo sunt balcoane. Am revenit în cameră pentru că era frig. Era un nor, ați văzut și voi, cred că v-am arătat. Și acum vreau să ne aranjăm și, adică să ne aranjăm, să mai luăm un altă de pe aici și să plecăm la mangale, să ne plimbăm, nu știu dacă se face frumos, mergem acolo la plajă, I don't know. Dar da, am făcut și noi o plimbare până la plajă, pe degeaba. Am venit în Mangalia și ne plimbăm, am intrat și pe niște magazine și acum ne plimbăm pe aici. Am mai ieșit soarele între timp, dar tot nu e perfect pentru a face plajă, cel puțin nu momentan. Până la urmă am venit soarele, ne-am răzgândit și am venit pe plajă aici. E mult mai liniște ca ale putinului. E mult zic așa tare cum era acolo. N-am mai luat șezlong pentru că nu știu cât o să stăm. Aveam o rogojină, prosop și am venit aici și stăm să luăm așa razele soarelui, pentru că era așa de ciudă că venise un nor și era super frig, dar acum chiar este foarte bine. Și profităm de vremea asta frumoasă. Dar cea nebunie, tricoul ăsta este negru, e mare, e imens
Și am și pe mine pantaloni. Și mi l-a pus acum în acel pachet imens pe care vi l-am arătat. Chilling Adventures of Superman este unul dintre serialele mele preferate de pe Netflix. Îl ador, trebuie neapărat să-l vedeți. E cu o vrăjitoare. Și gata, hai că... Iar n-am făcut încheierea pentru ieri, dar m-am gândit că dacă n-am făcut sâmbătă, să nu fac nici pentru duminică și nu cred că o să mai fac așa încheierea zilei, ci pur și simplu o să pun un efect, ceva de tranziție și asta e tot. Azi mi-am luat tot tricoul ăsta pe mine pentru că am vrut să fac un experiment. Ieri l-am avut pe mine și toată lumea s-a holbat efectiv la mine și chiar cineva a întrebat că dacă tricoul este original și mama a auzit și s-a întors și a zis că da, este original și vreau să văd dacă o să aibă același dacă o să aibă același efect. Îmi place să cobor scările pe aici și de aceea l-am luat, doar că am schimbat pantalonii. Aseară am făcut baie. Nu știu dacă o să vă pun... mi-am pus și o mască pe față. Nu știu dacă o să vă pun acea secvență, pentru că arătam foarte ciudat și vinșii mei. Arătam foarte ciudat și nu știu dacă o să pun. Și mi-am lăsat părul așa să respire frumos, să stea, că în sfârșit arată și părul meu bine. Și acum mergem la plajă, e mult mai... Cred că acum este cel mai cald din toate dățile în care am fost la plajă până acum. Nu știu, așa mi se pare mie. Și mergem. Plecați să mâncăm. Ne-am mai văzut de mult cu voi. O să vă pus la curent când ajung în casă. Este muzică pe aici și nu vreau să-mi iau copyright, așa că vorbim când ajung la hotel. Acum mergem să mâncăm, o să vă arăt ce mănânc în seara asta și vorbim la hotel. Neața, n-ai vorbit deloc cu voi pentru că ieri am fost să mâncăm și după ce am fost să mâncăm am venit acasă și la fel. Am picat frânt și nu m-am mai ținut la curent cu ce am mai făcut. Astăzi este ultima zi aici și mergem spre plajă. Am luat pe mine o chestie super drăguțică pe care o am de pe site-ul Wild Fashion, dacă nu mă înșel. Și mi-am luat o rochiță la mine pentru că vreau să fac niște poze. Și... cam asta este pentru moment. Nu știu cât o să iasă din vlogul ăsta pentru că n-am făcut cinci chestii, adică dimineața ne trezeam, plecam la plajă, mâncam, după aia veneam înapoi la hotel, dormeam, apoi iar plecam la plajă, iar mâncam, veneam la hotel, dormeam. Și cam asta a fost tot. Dar, nu știu, sper să vă placă. Cred că m-a văzut numai așa, cu păr prins de machiată nimic, pentru că, sincer, chiar n-am avut chef de altceva. Să pun un pic la curent cu ce s-a mai întâmplat. Mâine plecăm acasă, dar o să trecem prin Constanța, pentru că o să mă întâlnesc cu o prietenă
Și vreau să facem și puțin shopping, pentru că aici nu prea am făcut. Nu eram obișnuit să facem cumpărături când veneam aici la Neptun, că mai găseam magazine astea interesante. Dar acum n-am găsit absolut nimic interesant de cumpărat. Și gata, cred că vine ai mei și plecăm. Așa am luat înghețată, bobițea, de asta e cea mai bună înghețată dacă te duci în Neptun. Neapărat, ice and go. Îmi luat cuvață de zahăr. Foarte bun, de mai aștept să mănânc pe toată. Yay! Am ieșit la plimbare de seară, mergem să și mâncăm undeva în oraș. Mi-am pus cercei mei de la Oriflame pe care i-a dat. Plecăm spre casă. Ne se cred că a trecut toată vacanța asta. A fost foarte, foarte frumos. Îmi pare rău că nu am apucat să filmez mai mult și nu cred că o să iasă foarte lung clipul ăsta, însă, după cum cred că v-am mai spus, am vrut să mă și bucur de momentele în sine. La ultimul vlog pe care l-am făcut, mi s-a spus că ar trebui să fac vlogurile mai lungi, să fac vloguri în care arăt mai multe și că să nu mai tai așa din mini clipulețele alea în care vă arăt chestii. Doar că, nu știu, suntem foarte diferiți. Poate că unora le place să se uite la clipuri. Încerc să pentru gomotele pe fundal. E un copil mic aici. Poate unora le place să se uite la vloguri în care e mai multă vorbărie, unora le place să se uite la vloguri în care sunt arătate chestii din vacanță. Nu prea am avut ce chestii să vă arăt decât ce mâncam și asta zice că e un fel de ce am mâncat într-o săptămână. Bine, n-am stat chiar o săptămână, dar ați înțeles voi ideea. Ce mai... v-am arătat secvențe de la mare. Pe plajă nu puteam să filmez, adică mă refer la modul că să vorbesc, pentru că era muzică și nu am copyright. Și de ieșit seara am ieșit de-abia în ultima seară, pentru că nu știu, pur și simplu nu mai aveam chef. După ce mergeam de două ori la plajă, parcă mă secătuia de puteri și tot ce voiam era să stau în pat și să lenevesc. Pentru că drumul până la plajă nu este cel mai, era de subțire, nu este cel mai scurt. Mergem destul de mult, dar noi ne-am obișnuit cu drumul ăsta, că aici venim de fiecare dată. Și da, vor mașini și chestii, pentru că nici aici nu scap. Da, cred că o să intru înapoi și o să mai vorbim mai încolo. Pentru că nu se putea să venim în Constanța și să nu trecem și pe la mall, pentru că, hello, doar mă știți cum sunt. Așa că da, să avem spor la shopping. Hei, am revenit și fac încheiere acum la acest vlog. N-am mai vorbit cu voi de la Constanța pentru că am fost la mall, nu am găsit multe chestii, chiar am fost foarte dezamăgită că nu am găsit decât două chestii de îmbrăcat de la coton, care îmi plac foarte mult și pe care probabil o să le vedeți în viitoarele clipuri sau pe Instagram. Și chiar am fost dezamăgită că au început să bage colecția de toamnă și erau multe plovere și hanorace și eram ceva de genul încă mai e vară, de ce ați băgat chestiile astea? Dar asta e. M-am întâlnit și cu o prietenă, pe numele ei Adina, pe care o pup, mi-a lăsat niște chestii și a fost super drăguță și m-a lăsat să-mi aleg niște pigmenți de la Cupio și îmi plac foarte mult, o să vedeți probabil pe la mine prin clipuri sau la fel pe Instagram și în poze. Și cam asta este vlogul, mă pun și eu acum să editez ca să-l pot posta mâine, adică acum când îl vedeți voi. Și
Da, cam atât. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați neapărat pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să ai ce superbă! Mă împat! Pam!